Ultima sa declarație către posteritate, înregistrată de Lucia Hosu Longin în toamna lui 1991, este sfâșietoare. Cuvintele lui Țuțea sunt despre noi toți, despre trecut și viitor, despre iertare și mai ales despre ce înseamnă să-ți iubești țara și neamul mai presus de orice. Naiv, sincer, din toată inima. Crezi că acest adevăr al închisorilor trebuie scos la iveală? Nu, doamnă. Nu. Pentru ce s-a poporul umăr? Dar credeți că schingitorii reprezentau poporul român? S-au petrecut faptele înăuntru poporului român și se reflectă și asupra strălucirilor. Dar nu vreau să umilesc jelindu-mă poporul român. Și totuși trebuie, domnule profesor, să scriem o istorie a celor 3 decenii, 4 decenii. Asta să se scrie abstract, nu particip la ea, din orgoliu național. Ce i-ați sfătuit pe cei tineri, domnule profesor? Să nu respingească semenilor. E o rușine și o dezonoare. Credeți în viitorul acestei țări? Cred. Păi de-aia și suferit. Păi de-acum dacă mă scoate și mă pune la zic pentru poporul român, stric Excelsior!